Bine v-am regăsit! Născut în anul 1951, Liviu Boar urmează clasele primare și gimnaziale la Școala Generală numărul 1 din Reghin, Liceul Petru Maior, Institutul Pedagogic din Târgu Mureș, iar apoi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, secția Istorie. În anul 2004 devine doctor în istorie la Cluj-Napoca. A efectuat mai multe studii de cercetare la Arhivele Naționale din Budapesta pe tema relațiilor dintre România și Ungaria până în 1918. După terminarea facultății, a lucrat ca profesor titular de istorie la Școala Generală din Comuna Lunca de Sus, județul Harghita. În perioada 1978 și 1980 a fost arhivist la Arhivele Satului, filiala județului Harghita, iar între anii 1980 și 1990 a fost directorul acestei filiale. În anul 1990 a fost numit director al Arhivelor Satului, filiala județului Mureș, azi Arhivele Naționale, Direcția Județeană Mureș. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!